Cunoscut pentru prigonirile suferite în închisorile comuniste din cauza credinței în Iisus Hristos, Richard Wurmbrand ne prezintă în această carte viața ca evreu creștin în diferite regimuri restrictive religios sau antisemite. De-a lungul celor 7 capitole ale cărții, parcurgem împreună cu autorul momente din perioada fascistă, din perioada celui de-al doilea război mondial și din timpul regimului comunist din România. Pe marginea evenimentelor rememorate, autorul discută probleme teoretice și practice legate de credința creștină. Primul capitol, intitulat Am pornit pe cale, prezintă convertirea lui Wurmbrand. Aceasta începe cu un creștin evreu care a vegheat lângă patul unui bătrân dulgher german dintr-un cătun din România. De atunci, dulgherul s-a rugat ca Dumnezeu să aducă în satul lui un evreu pe care să-l conducă la credință. Și rugăciunea i-a fost ascultată prin venirea în sat a lui Richard Wurmbrand. Doi oameni care au fost credincioși în lucrurile mici, dar care au avut un impact mare. Povestea continuă cu întâlnirile pe care Wurmbrand le-a avut cu diferiți rabini evrei. În urma acestora, el concluzionează: ca rezultat a ceea ce creștinii mi-au spus despre Isus, eram încă în dubiu dacă El este cu adevărat Mântuitorul. Rabinii au dat la o parte ultima umbră de îndoială cu privire la acest lucru, datorită incapacității totale pe care au arătat-o de a răspunde argumentelor creștine. Pe de altă parte, căutând să se alăture unei congregații creștine, autorul întâmpină dificultăți, descoperind cu tristețe că antisemitismul era parte din tradițiile creștine. Următorul capitol continuă în aceeași idee, prezentând alți evrei care s-au convertit și l-au mărturisit pe Hristos: Claruța, Alba, Sfântul Moșie, Berta și alții. Prin fiecare experiență, parcă ni se răspunde la câte o întrebare. Ce să facem când ceilalți creștini ne greșesc și ne dezamăgesc? Sau de ce uneori, după mare victorie spirituală, trecem prin temeri și frici? Sau este o minciună să spui un adevăr pentru a salva viața unui om? În capitolul al treilea, pe marginea relatării întâlnirii cu un rabin în tren, sunt prezentate argumentele în favoarea învierii. Autorul ne aduce în atenție scrierile istoricilor vremii, mărturia apostolilor care s-au jertfit pentru adevăr, existența minunilor, nașterea bisericii ca un rezultat al lucrării lui Hristos, preoții și deciziile atipice pe care aceștia le-au luat pentru acuzațiile pe care le-au adus apostolilor și în convertiri faimoase precum cea lui Pavel și a lui Iacob, fratele lui Isus. De asemenea, sunt semnalate câteva erori ale teologiei moderne, printre care se numără negarea divinității lui Hristos, negarea nașterii din fecioară și a minunilor. Autorul aduce argumente contra acestor erori. Un argument remarcabil este: cum e tata, așa e și fiul. Dacă Iisus a născut ca noi, ar fi trebuit să fie rău ca noi, așa că el trebuie să se fi născut altfel. Capitolele 4 și 5 relatează problemele legate de legalitatea activității religioase a evreilor, creștini în special, fiind o categorie de oameni care erau persecutați din două părți. Odată pentru că erau evrei și apoi pentru că erau creștini. De asemenea, vedem cum Dumnezeu a făcut minuni, a schimbat oameni împotrivitori și au primit dreptul de a-și manifesta credința. Sub capitolul Lupta pentru un suflet, lămurește necesitatea și legitimitatea utilizării cuvântului Trinitate, în ciuda faptului că termenul nu se găsește în Biblie. În capitolul 6, pe fondul discuțiilor cu sioniști și alți evrei, sunt prezentate și proclamate adevărurile ale Scripturii, precum divinitatea Domnului Iisus, împlinirea profețiilor despre Mesia în persoana Domnului Iisus și altele. Se pune problema îndeplinirii misiunii poporului evreu de a aduce lumină tuturor națiunilor pentru a le întoarce pașii spre Dumnezeu. Sunt discutate diferențele dintre poporul evreu și celelalte popoare, precum și diferența dintre creștinism și religia mozaică. Citez: el nu știa că vechea religie familiară lui Avram a fost mântuirea prin credință, pe care o predică și Hristos, și că religia cea nouă este, de fapt, religia mozaică, în care mântuirea este rodul ascultării de niște porunci care nu au fost scrise decât cu sute de ani după moartea lui Avram. Ultimul capitol prezintă relația dintre creștinism și comunism, dar și conflictul dintre acestea. Mulți creștini au putut să se confrunte cu comuniștii, arătându-le că tot ceea ce este frumos și atractiv în comunism a fost derivat din creștinism. Totuși, diferențele dintre creștini și comuniști erau fundamentale. Cei din urmă sunt totalitari. Nu permit nici cea mai mică deviație de la linia ordonată de către partid. Evreii, deși o națiune mică, au avut o influență mare în istorie, fiind printre generatorii ideilor capitaliste, cât și a celor comuniste prin Karl Marx.
Recunoscând aportul pe care poporul său l-a adus istoriei, Vurbrand privește cu speranță la binecuvântările pe care evreii le-ar putea revărsa urmându-l pe Hristos.